Este dezastru pe unele plaje din sudul litoralului. Falezele au început să se surpe din cauza inundațiilor de la sfârșitul săptămânii trecute, provocate de ciclonul format pe Marea Neagră. La Eforie și Costinești, faleza a luat-o la vale pe sute de metri, iar în Olimp, malurile s-au prăbușit pe plaja abia refăcută. La câteva sute de metri de zonele periculoase se află clădiri în construcție și hoteluri cu turiști. În Olimp, în zona înaltă de lângă plajă, din cauza apei care s-a infiltrat în timpul furtunii aduse de ciclonul format pe mare, pământul a început să se scurgă spre nisip. Sectoarele unde s-au produs surpările sunt unele lângă construcții mari, de curând înălțate. Furtuna din weekend a făcut cu adevărat ravagii, malul s-a surpat și odată cu el au ieșit la suprafață cabluri, au căzut bucăți de pavele, plantele au fost scoase din rădăcini și bucăți mari de pământ au ajuns pe porțiuni de plajă. Cred că dacă nu se iau măsuri, nu se face ceva, o să se surpe de tot și e din calea afară ce s-a întâmplat aici. Arată ca și cum suntem în Fukushima. Zona afectată de alunecări ține de primăria Mangalia. Responsabilii spun că vor trimite echipe care să verifice dacă a fost afectată și stabilitatea imobilelor, hoteluri, restaurante și blocuri înalte. A fost activat și Comitetul pentru Situații de Urgență. Se caută soluții pentru ca astfel de surpări să nu se mai producă la următoarea furtună. Deocamdată a fost identificată cauza. Avem un exces de apă pluvială care nu s-a putut evacua. Canalizările de pluviale existente nu făceau față pentru asemenea debite și s-au produs ravenări. În zonă trebuie luate măsuri urgente pentru rezolvarea acestei situații, pentru că pe litoral furtunile violente se vor înmulți, avertizează climatologii. Încălzirea Mării Negre va genera tot mai des cicloane, așa cum am văzut zilele trecute. Atunci când discuți despre investiții în drenajul apelor pluviale, când discuți despre canalizare sau despre astfel de podețe, trebuie să le dimensionezi ca ele să poată prelua în situații excepționale volumul de apă. Tot ce înseamnă preluare de ape pluviale este subdimensionat, este neîntreținut. Va trebui să identificăm soluții moderne de drenare a apei pluviale. Alunecări de teren s-au produs în ultimele zile pe litoral și la Costinești și în Eforie, unde este zonă cu faleză înaltă.